La nivelul județului Giurgiu, Agenția pentru Protecția Mediului deține și gestionează 4 stații de monitorizare a calității aerului, activitate foarte importantă pentru calitatea vieții. La această dată, funcționarea acestora este estimată la 40% din capacitate din cauza unui proces de revizuire. Agenția de Protecție a Mediului are 4 stații de monitorizare a calității aerului care fac parte din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. În momentul de față, aceste stații funcționează la o capacitate de 40%. Suntem într-un proces de revizuire generală a tuturor stațiilor, întrucât a fost un impas financiar la nivel de țară, o criză financiară, și aceste stații au fost lăsate, să zic, un pic în urmă cu toate cheltuielile privind serviciul și consumabilele. Optimizarea funcționării celor 4 stații, dar și a activității desfășurate prin intermediul acestora, este posibilă, după cum susține șeful Serviciului de Monitorizare și Laboratoare din cadrul Agenției de Protecție a Mediului Giurgiu. Începând de anul trecut, din 2015, Ministerul Mediului are un contract pentru revizia generală și punerea la punct a tuturor stațiilor din țară, un contract 55 încheiat cu o firmă de servici, astfel încât să crească, să optimizeze rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Faptul că la nivelul municipiului Giurgiu, pe parcursul ultimului an, cetățenii au remarcat o cantitate mare de praf în aer, își găsește o explicație în rândul oficialilor de la APM. Acest lucru însă nu are legătură cu gradul de funcționare a stațiilor de monitorizare a calității aerului, iar cele 13 depășiri ale limitelor de pulberi în aer nu reprezintă un pericol pentru giurgiuveni. Fate de alte orașe, Giurgiu nu are depășiri ale valorilor limite decât foarte rar. Deci chiar am dat o statistică la un moment dat, cred că acum câțiva ani de zile a fost un maxim de 13 depășiri pe tot anul. Probabil că datorită neîntreținerii străzilor, praful este ridicat și datorită condițiilor meteo, dar și infrastructurii proaste. În privința calității aerului, Giurgiu se situează în rândul județelor care alcătuiesc pătrimea cu cel mai bun aer din totalul județelor țării, a mai precizat Radu Anuță.